Bună dimineața, cod QR, descanat cu telefonul mobil pe aici pe undeva, ca să vedem pe site ce se întâmplă la horoscop. E o zi cu dezbateri. E bine să fim cu garda sus, să ne susținem punctul de vedere, dar să fim și flexibili acolo unde e cazul, ca să fie totul echitabil. Vibrația zilei este 3 și o să spunem ce credem, ca să nu se înțeleagă altceva. Vedem acum ce se întâmplă în fiecare dintre zodii. Gemeni, vi se recunosc niște merite și o să căpătați mai multă încredere în voi, o să crească stima de sine. Rac, o să dați curs noilor provocări și o să faceți lucruri inedite, să vă reinventați, că aveți multe de spus în meserie. Leu, o reușită după lungi așteptări și o să vă luați diverse lucruri la care visați de multă vreme, că o să dispuneți de niște bani. Fecioara, poate abia acum or să remarce șefii că ați lucrat frumos, că v-ați detașat de ceilalți colegi și or să vă răsplătească ei cumva. Balanța, v-ați cam neglijat sănătatea și dacă nu vă faceți o programare la medic, se poate să aveți de tras și nu să mai dați randament bun la slujbă, printre altele. Scorpion, se adună bani din surse colaterale și o să aveți de plimbări și de cadouri, poate vă reînnoiți și garderoba. Săgetător, e cineva care vrea să fiți împreună și o să vă gândiți și dacă e potrivită pentru voi persoana sau sunt doar speranțe în van, așa, poate nu. Capricorn, e posibil să vă mai luați câte ceva pentru interiorul locuinței și să cheltuiți din banii puși deoparte ca să nu vă mai afecteze bugetul. Vărsător, pare să fie nuanțată frumos sfera sentimentală, semn că apare și pentru voi cineva care să vă completeze frumos. Pești, se poate să mai faceți niște reparații pe acasă și să vă coste mai mult decât estimase răți, dar o să merite orice bănuț. Berbec, apar noutăți pe mai multe planuri și o să dați zor să rezolvați toate urgențele și să fiți pe fază dacă apar oferte de muncă. Taur, sunt angajatorii care vă curtează și o ți avea de unde să alegeți un job sau măcar o colaborare la o adică. O zi cu dezbateri.